arhitectă româncă care au făcut foarte multe. Ce am lucrat eu aici și am făcut praf. Că ea are vase, că ea are tăche felurile. Nu, toate sunt tinse. Dar pe cu ce m-a încurcat pe mine vasele? Păi ce să faci în atâta, că poți să faci Doamne, o... Doamne, fer că pui o canapea și ai găta cu el, că e plină. Păi poți să pui 17 canapele și să faci o biserică aici. Canapele. Și am murit morcuța unde ți-o pun eu? Credere morcuța, că ea are morcuța. Nu, aia. Aia trebuie numai golit aici. Oameni buni, o vine primăvara și ne mâncă mâinurile, trebuie să lucrăm. Suntem deja din ce în ce mai aglomerați pentru că au început să fete caprele și în perioada imediat următoare vom fi cam cel mai mult pe lângă ele. Situația e că la cealaltă gospodărie nu avem garduri și acolo se cam paște cu oile. M-am pornit în toamnă să plantez niște pomi și n-aș vrea să mi strice animalele. Așa că merem dincolo și vă arătăm ce lucrăm, care e stadiul lucrărilor și ce se întâmplă acolo. Ați văzut cum am urcat tractorul, trebuie să mai încarc lemnele astea, plasa și la drum. No, cum să nu vii aici în cătun să lucri când e atâta de frumos, o dă soarele, vreme călduță. Păsărelele cântă. Tu l-ai, Doamne, că mult am pus pe remorcuță. Am pus mult. Cât o putut duce, atât am pus. Cât e gabaritul, atât am pus. Dar aici sunt niște penți mai noroioase, mai rele și am gândit că nu pot urca. Dar ne-a ajutat Dumnezeu și am urcat. Trebuie să vă abonați la canalul Orășan la Țară ca să vedeți detalii despre acest loc, despre suprafață, despre acest teren, despre ce planuri avem, despre evoluția lui. Ca așa numai că te uiți cum își gercar, că omul remorca, e plictisitor, da? Sau cine se uită numai la animale și vrea numai capre, nu-l mai interesează că ce își construiește ăsta, lasă-l, mă. Sau mai sunt alți ciudoși care, ce bă, că nu i-a ajuns o gospodărie și-o mai luat una, dar pe ce face ăsta, de unde are atâția bani? Stați liniștiți, că încă spădatorie cu tătia este. Hai să vedem, mamă, cum îmi putea da. E baia ce. Nu-i bai, nici atâta nu-i. N-avem scule mari și multe, dar cu ce avem trebuie să ne descurcăm. Așa am fost învățați de când am fost. De când am nimerit pe lumea asta, am văzut pe părinți că o să o descurca cu puțin. Și tot așa ne descurcăm și noi. Și nu ni-i groază deloc. Nu așa mu, asta la altă. Oi, 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 oi. Țițu, hai da mă, hai. Nu mă cunoaște. Lasă că mă cunoaște care vreme. Vezi ce bun e cât e un cacăniez de ăsta, că îl muzi dintr-o parte în alta și...
Na, până aici. Ia ce fain am venit. Prima dată în gospodăria asta cu tractorașul. Da, să faceți zice așa, e? Yo! Na, echipamentul. Prima dată echipamentul. Ca astea cred că și ce fac. Ca să le pot trage acolo pe geluț în sus, le leg câte 4-5, tic tic tic. Știi? Decât să le car în spate, că de-aia mi-am adus tractorașul. Și apoi la ieșire coboră pe acinii, pe oare unde și urtă pe acolo, vede. Și ăla îl pui înăuntru. Nu. De ce ți-ai făcut aici să vadă? Să vadă că ești căsătorit, sigur? Da, să mă vadă și doamnele la care lucru. Dacă ești constructor, nu se bage să nu dai peste niște cliente mai dubioase din când în când. Da. Haidea să vedeți cu ce am reușit să o supăr pe nevastă aici în casa asta. Haidea să vă arăt. Acum 2 ani când am venit aici prima dată, camera asta era în cea mai bună stare din toată gospodăria, pentru că era așa o cameră la șură. Dar era, na, bătrâniesc și foarte rău. Și ne-am pus, i-am curățat-o, i-am dat 2 straturi de lavabil, era un albastru din ăla așa complicat. Am curățat podelele, am dat o vopsea și ne-am instalat. Andreea mea deja a început să se simtă cât de cât un pic mai bine, că, na, e foarte sensibil la mirosuri. Și eu sensibil, da. Nu, trebuie să fiu bărbat, nu mă pot plânge ca femeile. Acum, problema de anul ăsta a fost în felul următor. Mi-am cumpărat niște geamuri, m-am dus până dincolo de Sighet, după ele, și m-am bucurat că am găsit niște geamuri de astea vechi, în stil țărănesc. Cineva le-a dat jos de la casă, că și-a pus termopane, și am fost surprins să văd că sunt stare foarte, foarte bună, zice. Ăsta a stat în șură și s-a pus praful pe el vreo 2 ani de zile. Recent l-am instalat și Andreea n-au apucat să-l curețe, dar o să vedeți ce fain arată după ce-l curăță Andreea. Și mai ales, asta va fi după ce îi dăm un șmirghel la tot lemnul ăsta, care e în stare foarte, foarte bună, și îi dăm o mână sau două de vopsea. Și camera asta o să fie fenomenal de frumoasă. No, dar dezamăgirea lui Andreea a fost că de ce am lucrat eu aici și am făcut praf? Că ea are vase, că ea are tăte felurile. Nu, toate sunt tinse. Dar pe cu ce m-a încurcat pe mine vasele? Că aici au fost... Problema a fost că geamurile vechi au fost extrem de rele. Aveau niște fisuri, nu închideau bine și toate insectele de pe zonă și-au făcut cuiburi aici. Ia uitați cum arătau geamurile și uite ce bine arată acum. Datorită acelor insecte, în ultimii 2 ani de zile, aici intrau insectele, în special toamna. Dar acum... Nu mai intră așa multe. Nu mai intră așa multe, că era de un lat de palmă pe aici pe jos și peste tot. Și dumneavoastră o fă foarte dezamăgită și foarte supărată că de ce am făcut eu mizerie. Dar pe constructorul face mizerie, proprietarul face curat. Și în cazul de față, ea e proprietarul. Eu mi-asum responsabilitățile de constructor. Minește-te tu numai câți bani economisești cu constructorul ăsta de mână. Ia. Uite-te tu. De ce trebuie să ți le pun mult în gură? Și apoi te legi de mine, na. E, cum? De ce am făcut praf în cameră? Vă dați seama, oameni buni, ce nevastă am. Gata. Na. Dar lasă cum face curat. Bun, hai spunem ce intenționezi să faci în camera asta. Dacă tot suntem în camera asta, o să vă spunem și ce ne-am sfătuit cu Andreea, cu soția mea și ce o să facem aici. Aici e o cameră suficient de mare care a fost folosită ca o bucătărie de la șură sau ce-o fi fost ea. Dar noi asta intenționăm să o transformăm într-un dormitor. Intenționăm să o transformăm într-un dormitor pentru că antreul ăsta de aici din față e ideal pentru a-l transforma într-o baie. Și atunci vom face intrarea prin altă parte și aici va fi un dormitor cu o baie mare foarte frumoasă. Pentru că aici avem hornul, de partea cealaltă a zidului în șură, va fi instalat probabil o sobă sau ceva de încălzire pentru tot spațiul ăsta de aici. Dar șura și cealaltă încăpere vă arătăm ulterior. Stai să bag numai spuma asta aici, să știu că am gătat-o.
Că aici am fost venită cu materiale și mi-a lipsit exact un bolțar când am instalat geamul. Și am mai găsit niște cărămizi pe aici și mi-am socotit. Data trecută când am fost am montat bolțarul și acum termin de pus spuma. Intenția noastră este să transformăm acest spațiu din cătun în ceva de închiriat. În ceva de închiriat, ceva în regim hotelier, probabil Airbnb sau cum se numește, nu pensiune, că la pensiune am înțeles că sunt mai multe complicații și piedici legislative. Dar scopul va fi să lăsăm cât se poate așa o impresie rurală. Nu vom face pereții la mare lux, sigur va trebui să fie elegant și nou și foarte frumos și proaspăt. Geamurile vor fi frumos vopsite, podeaua va fi schimbată, un pat frumos, fără televizoare, fără boxe, fără mare scandal. Aici va fi un spațiu de relaxare, de liniște, de reîncărcare cu energia naturii. Ia uitați ce frumos să deschid geamurile astea. Trebuie să am grijă să nu rămân cu ăsta în mână, că totuși e second și va trebui să punem mâna să le reparăm câte un pic pe aici colo. Dar se închid și se deschid foarte ușor și foarte frumos. Ia uite. Păi alealte nu le puteai deschide decât atâta. Uite ce frumos intră aer curat. Acum ori intra și muște, da? N-a fi nimic. Muștele nu vor mai intra, dragă, pe când termin eu de chituit geamul ăsta, după ce îl șmirghilesc, îl chituiesc, se tencuiește pe din afară, se taie spuma aia și se gletuiește un pic în jurul geamului. Hai să merem dincolo să vedem ce-i. Avantajul evident pe care noi l-am văzut de la început era că această construcție zidită din cărămidă și relativ recent. Asta însemnând vreo 15 ani în urmă. Deci lucrurile stau destul de bine. Șura asta, să știți că am golit-o odată, a fost aproape goală și acum am reumplut-o din nou cu tot felul de chestii de care avem nevoie aici și le vom pune în lucru. Un spațiu foarte, foarte mare, cam 6,5 pe 6 îi dimensiunea acestei camere. Probabil ar fi o cameră de relaxare, de ping-pong, de mai știu eu ce jocuri, de... Da, ping-pong, lasă-mă, gata mea, ping-pong. Păi ce să faci în tatăta, că poți să faci... Doamne, fer că pui o canapea și ai găta cu el, că e plină. Păi poți să pui 17 canapele și să faci o biserică aici. Da, 17 canapele. Atâta e de mare. Bun. Pe peretele ăla, care e peretele dinspre răsăritul soarelui și... Fără ping-pong. Fără ping-pong, da, dacă Andreea zice... Nu ne-a lăsat nici să jucăm ping-pong. Las că vedem. Afară cu ping-pong. Pe peretele ăla de unde răsare și lumina toată ziua, va fi un geam mare, ăla de acolo, cel mai probabil, care deși din termopan, o să-l cosmetizăm să fie bine. Și ne place dimensiunea la el, că e foarte mare și se vede priveliștea încolo, până departe. Deci asta va fi o sală multifuncțională, că putem să zicem sală, living. Chiar și hală, da. Spațiu de trai. Nu poți să-i zici living, că ești într-un context rural, dragă, trebuie să-ți adaptezi. Dar și la țară, living. Da, living. Sigur, chiar acum recent am citit despre o arhitectă. Aici a fost grajdul și aici am făcut curat deja 90% fost aici un pat, un aragaz, o grămadă de fiere, baloți, lomuri, mizerii, lemne, scânduri, tot ce vă puteți imagina. Aici avem o cameră de 3,5 m pe 6,5 m. Deci foarte mare și foarte lungă, după părerea mea. Și aici a fost șura veche, în care se mai văd încă ieslea veche. Și Andreea vrea să-și facă o bucătărie. Dar eu consider că e o bucătărie prea mare pentru ea. Și atunci vom vedea cum ne-o înțelege, să lase măcar două strunși de dibolițe, să îmi pot pune acei dibolițele, că... Ia ce faine iasle este. Pe noi stricau numai așa ca să-și facă ea bucătărie. Destul ea fi acolo, jumătatea ceaie. Mie nu ne mai trebuie încălzire aici, că dacă îți dii bolițele... Păi da. Da. Pe peretele ăla va fi iară un geam frumos ca să intre lumina. O să vedeți ce frumos transformăm aici, că eu sunt și constructor și am și privire așa în viziune, de ansamblu. Și o să iasă foarte, foarte frumos. Provocarea e că grinzile astea sunt prea jos. Pe jos sunt niște podele de lemn care vor trebui ridicate, astupat acolo, că e probabil un gol să se scurgă de la animale, muștarul.
Deci vom avea mult de lucru cu podelele. În schimb, cu tavanul ăsta e o complicație că trebuie să-l scoatem cu totul și să-l mutăm mai sus cu vreo 40-50 de centimetri, că e prea jos, nu? Eu dacă mai cresc un pic, mă frec cu capul de tavan. Andreea e mică, ea poate trăia și liniștită, că n-are treabă, dar eu... Și atunci îmi scoate podelele astea, podele de stejar. Le luăm frumos, le însemnăm, le marcăm. Le luăm frumos, le marcăm, le punem deoparte, le șmirghilim, le dăm cu flexul, cu perea, cu tot ce trebuie și le punem înapoi exact așa cum îți după ce le tratăm și le curățăm așa la mare artă. Și o să vedeți ce frumos iasă. Și nu grinzile... Nu să faci așa, tavan normal, numai grinzile să le lași. Nu. Podelele alea și eventual pus pe deasupra, vedem noi ce facem să se închidă bine, să fie, să nu intre, să nu coboare praf de acolo și așa mai departe. Poate ne sugerați voi niște idei, dacă ați mai lucrat în domeniul ăsta. Să vor scoate toate cuiele astea iurea, dar grinzile astea de stejar și scândurile, păcat să nu le folosesc și să nu-i păstrezi caracterul la construcția asta, la camera asta. No. Aici avem o toaletă foarte ecologică și foarte modernă, care va fi desfințată cu totul și mutată în altă parte. Buda asta, cum se zice, în anumite părți ale țării, va trebui mutată, de aceea că nu poate rămâne sub geamul de la bucătărie și lângă divolițele mele. Trebuie să facem curat pe partea asta. Și încolo nu mai merem acum, dar încolo avem o șură spațioasă de aproximativ 45 de metri pătrați, pe care o vom lăsa la urmă, dar și aia vrem să o reabilităm. Să-i reparăm fundația, să-i reparăm acoperișul și să o transformăm și pe aia într-un spațiu locativ, dar mai la urmă. Că pentru a putea lucra acolo și în toată zona asta, în toată gospodăria asta, avem nevoie în primul rând de o cameră în care să putem locui. Să pot sta două, trei zile, o săptămână și să nu tot fac naveta. Că Andreea se descurcă acasă cu animale, că e gospodină mare și foarte descurcăreață, da. Eu ca să am eficiență maximă și să am randament, trebuie să poți taci. Acum, pentru că eu sunt constructor și îmi dau seama că mi-a aproape tot atâta timp să o dezmembrez, să o anulez construcția asta, dacă ar fi cazul, cât mi-ar lua să o renovez, consider că pot pune mai bine în valoare dacă o renovăm un pic și o punem la punct și să o folosim ca spațiu util, pentru că ea deja e cadastrată, ea apare în schița locului și trebuie să o reabilităm. Spațiul ăsta a fost folosit, cred că aici, pentru porci, purcei, după cum arată podelele și beton turnat în sus. Aici, în mijloc, a fost o anexă cu scule și tot felul de unelte de care avea omul nevoie la țară. Și dincoace, probabil, pentru găini sau alte animale, că e tot un spațiu mic. Poate chiar oi sau capre. No. E o construcție de lemn, cu pământ bătut și cu ce mai e aici. Dar eu zic că e într-o stare bunicică. Trebuie să ne apucăm de ea, să o reparăm, să astupăm ușa asta, probabil, să vedem cum o transformăm. Aici Andreea zice că vrea să o transforme într-un studio de pictură, pentru că ia uitați ce panoramă e încolo. Ce spațiu amplu care te inspiră, care îți poate da un spațiu fenomenal. Numai că eu mă gândeam așa, partea asta din spate, care e adăugată la construcția aia de pământ, se va desface cu totul și încoace frumos un geam să se vadă priveliștea încolo, tăiați prunii ăștia crescuți așa sălbatici, să se vadă până departe. Dar asta e un proiect mai la urmă. Până atunci, până vom lucra să finalizăm și proiectul ăsta, astea vor fi spații de depozitare și anexe. Acoperișul la construcția asta e într-o stare destul de bună. Un pic pe colțul ăla, internetul e zburat, câte o șipcă de aici colo va trebui prinsă înapoi, dar lemnul nu-i putred, nu-i stricat, nu-i defect. Probabil sistemul pluvial, jgheabul va trebui schimbat sau lucra la el, că îl vom folosi și ca pe post de colector de apă, vom colecta apa de la el în viitor apropiat. Nu ne place acoperișul de internet, dar deocamdată fiind în stare bunicică, îl mai lăsăm. Că nu avem nici buget să-l schimbăm acum, deși nu e foarte estetic, dar asta este. Când va veni rândul, o să-l schimbăm.
Acum, avem un pic de problemă, că în momentul de față nu avem acces. Ați văzut pe unde am urcat cu tractorașul, pe în curtea vecinului, și trebuie să ne facem un drum de acces acolo, cam unde e mașina noastră în sus, sau un drum de acces aici. Drumul de acces de aici ar veni pe direcția asta. Construcția asta când se desfințează, pe aici se poate face acces și vom intra frumos în fața casei, că vom avea de adus materiale mai multe, cumpărături dacă om sta aici, și accesul pentru oamenii care au venit să stea în chirie la noi, să vedem dacă ar fi cineva interesat. Și atunci, dacă vreți să ne ajutați cu o părere. Sigur că după părerea noastră, mai frumos și mai elegant ar fi să urci pe acolo. Dar ar fi o pantă constantă. Să urci pe traseul ăla până în fața casei, ar fi un drum tot în pantă. În schimb, dacă facem accesul pe aici, e relativ drept de la drum și până în fața casei. Și eu consider că ăsta e cel mai mare plus. Pentru că aici sunt ierni mai lungi, zăpada se topește mai târziu, e traseul mai scurt și ești mai aproape de zona unde trebuie să descarci tot felul de chestii. Așa că scrieți-ne în comentarii ce părere aveți. Pe din josul grădinii sau pe lângă casă să facem drumul de acces. Nu a fost intenționat să lăsăm suprafața acestei gospodării la urmă, dar trebuie să vă spunem că avem aproximativ un hectar în două loturi relativ pătrate. De ce ești pus omorât? Că m-ai certat. Da. Deci în curtea casei, cum îi spunem noi, avem, că nu-s cu hârtie la mine să știu exact, dar aproximativ 52 de ari, 5200 de metri pătrați. Nu-i foarte plan, e relativ deluros, un pic înclinat, dar eu consider că e o suprafață suficientă pentru diverse evenimente. Ne dorim să avem oameni care vin în chirie aici să stea poate o săptămână, două zile, o lună, un an întreg. Și cred că această gospodărie o vom transforma în ceva fabulos. Pentru care are foarte mare potențial. E liniște în zonă, sigur că mai tranzitează unii și alții, dar e o zonă relativ ușor accesibilă. E o suprafață destul de mare pentru a ne putea întinde cu probabil căsuțe pe deal, spații de relaxare pentru copii, spații de joacă, poate spații de relaxare pentru adulți, poate spații de, eu știu, admirat priveliștea. E o zonă liniștită unde se poate merge în drumeție, deci e o zonă ideală pentru camping și pentru tot felul de chestii turistice. Bun, ne spui un pic așa de partea asta, cum va fi? Deci asta va fi fața casei. Acolo avem geamul principal de la cameră și egal, exact la fel ca dimensiune, va fi unul aici la bucătărie. Aici pe mijloc va fi geamul ăla mare de termopan dinăuntru, ca să intre cât de multă lumină, datorită faptului că camerele sunt toate lungi și atunci trebuie să intre lumină multă. Exact. Ma, din păcate, toți prunii ăștia, pruni crescuți aiurea, din care noi nu bem pălincă, nu facem pălincă, bătrânii făceau mai de mult, cei care au locuit aici. Și sigur, sunt pomi frumoși și așa, să vezi vegetație crescută mult în fața casei. Însă, când vom face accesul cu drumul, o să vină un buldo excavator și toate lemnele astea care în următorii 2-3 ani prunii ăștia se vor mai rupe, se vor mai așa, și dacă tot nu mâncăm prunie și nu prea produc nu știu ce, o să-i scoatem pe toți din rădăcini, cea mai mare parte a lor, care nu rămân niște meri și niște peri pe acolo, dar prunii o să încercăm să-i scoatem aproape toți și să plantăm niște puieți tineri de pom fructiferi. Vedem, meri, peri, pruni, caiși și ceva de soi. Aici înăuntru a fost grajdul și după cum vedeți, gunoiul se arunca aici pe rampă afară. În partea asta probabil vom continua cu o terasă acoperită, deschisă în rest. Și cam asta e cu construcțiile. Ăsta e spațiul. Nouă ne place foarte mult, deși avem deja spațiu destul la casă.
Numai că îi ziceam și Andrei și ziceam și în alt video, gospodăria asta pentru noi ne deschide din nou imaginația. Ne dă motiv să visăm. Ce am putea face acolo, ce am putea transforma, în ce am putea investi, cum am putea să o transformăm, să fie ceva amplu și frumos, să putem primi oameni. În momentul de față avem două provocări. 1. Nu avem curent și din ce am înțeles, branșamentul la curent va costa aproximativ 6.000 de lei. E un preț ridicat care noi nu îl putem acoperi acum. Consider că mai e prioritar să facem accesul cu drumul, să venim încă mai accesibil. Și al doilea aspect e apa. Avem aici o fântână care pare să fie cu apă de ploaie. Pare să adune doar apa de ploaie din zonă. Și sigur că o să ne băgăm în ea anul ăsta, o să o curățăm, o să vedem ce e acolo, dacă este ceva izvor sau nu. Dar pare să fie o problemă cu apa pe partea asta de deal și probabil înainte de a face branșamentul la curent vom încerca să găsim apă și să facem o fântână corespunzătoare. Dragilor, mie mi-a plăcut să vă arăt gospodăria noastră din Cătun și sper că v-a plăcut și vouă. Spuneți-mi ce v-a plăcut cel mai mult, ce v-a intrigat, ce vă place, ce vă pare că are cel mai mult potențial din zona asta. Ce idee aveți pentru noi, ce ne puteți recomanda? Că la spațiul ăsta se pot instala locuri de joacă pentru copii, hamace, cum avem noi de-a lungul verii de altfel, și un spațiu mare și amplu de relaxare. Scrieți-ne în comentarii recomandările voastre. Dați un like la acest video dacă v-a plăcut și vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare! Abonați-vă ca să vedeți evoluția acestei gospodării, foarte important!